Bună seara, domnule Pustai, aveți inima puternică la ce meci a trăit astăzi. Cum sunteți după această victorie? La ce se întâmplă la Călăraș am inima puternică, nu doar acest meci, pentru că... Da, acest meci a arătat că noi, chiar dacă suntem mercenari, chiar dacă am venit din alte părți, războaiele s-au câștigat și cu mercenari și până la urmă noi am venit să facem treabă, încercăm să ne facem treaba, problema sportivă, să o rezolvăm cât mai bine. Chiar astăzi ați văzut o echipă care, deși cu probleme mari și condusă din minutul 1, a reușit să revină. Asta cred că e lucrul cel mai important din acest meci. Și fără trei jucători care n-au și drept de joc. Fără, dar ideea de a reveni în condițiile în care suntem noi aici. Deci este o mare realizare a jucătorilor. Pentru că intri în vestiar, aproape ai lacrimi în ochi când vorbești cu ei despre situație. Pentru că e foarte greu. Sunt jucători care au venit în iarnă, care n-au primit niciun ban la Călăraș. Și joacă. Cum mai reușiți să-i motivați? Pentru că spunea și Vali Alexandru de faptul că vă duceți la conducere și vă tot plimb așa, fără niciun rezultat. N-aș vrea să jignesc pe nimeni să zic la care conducere, dar în momentul ăsta am tras un semnal de alarmă la Timișoara, am încercat o formă de protest. Astăzi le-am zis să facem o altă formă de protest, pentru că aia să implice adversarul, dar așa au dorit ei atunci la Timișoara. Am stat un minut acolo cu toți, un minut jumate sau cât o fi fost, pentru că ne permite regulamentul. Noi tot atragem atenția. Suntem în play-off, suntem pe locul 4. Suntem o echipă pe care multe cluburi ar vrea să o aibă cu performanțele sportive. Sunt atâtea cluburi care n-au prins să joace în elita Ligii a doua, că până la urmă play-off-ul ăsta e elita Ligii a doua. Sunt cluburi mari, cluburi care au buget frumos și n-au ajuns aici. Revenind la meci, cum credeți că ați reușit să bateți astăzi Rapidul, deși aveți cea mai slabă defensivă, pentru că ați încasat 13 goluri în acest play-off? Și bine, am primit 9 în 2 jocuri, în 3 zile, deci după acel episod pot să spun că noi un pic ne-am mai revenit cu problemele din defensivă. Suntem o echipă care am dat gol aproape în toate jocurile. Asta e un lucru pentru mine bun, frumos, că am și primit multe goluri. Am zis, a fost o problemă pe care am încercat să o remediem schimbând sistemul, să jucăm cu 3 fundași centrali. Parțial am reușit, am revenit astăzi iarăși la acel 4-2-3-1. Am fost conduși în primul minut, e foarte greu, dar așa cum a decurs jocul am simțit că putem. Le-am zis și în pauză jucătorilor, pentru că le-am spus că ar fi păcat să pierdem acest joc. Se vedea că avem prospețime, avem agresivitate în sensul bun, am avut situații de gol și păream mai bun decât Rapid. Și atunci le-am spus să aibă încredere și au avut și, drept dovadă, am întors foarte repede rezultat. Și eu că nu vreau să vorbiți de arbitrii, dar am văzut așa că a fost vehementă toată lumea și de o parte și de cealaltă la deciziile arbitrului. Aveți ce să-i reproșați astăzi? Nu, aș avea. Eu totuși le reproșez chiar și în timpul jocului. Înțeles, folosim cuvinte normale și înțelegem că a greșit omenește, dar persevera în greșeală e diabolic și asta le cer să fie o balanță. Ciucuri este ok? Să sperăm. I-a sărit rotula, se pare, au reușit să-i pună la loc. Încă e cald piciorul, nu știu, vedem mâine. Mai sunt 3 partide în momentul acesta pe locul 4, 42 de puncte. Cum vedeți această bătălie pentru un loc de baraj, cel puțin? Păi da, urmează, toate meciurile sunt. Mai sunt 3 meciuri. Dacă până acum ne gândeam că Csíkszereda ar fi o parteneră de depășit, astăzi a revenit Timișoara. Lucrurile încă nu sunt clare nici la cele două locuri care duc la baraj, pentru că nici echipa din Mioveni cu cele 43 de puncte nu cred că stă liniștită.
Iar noi cu 42 de puncte ne-am consolidat puțin poziția, vedem, jucăm meci direct la Mioveni și pe urmă acasă cu Cixere, dar și ultima etapă la Craiova. Așa cum pare, Craiova este promovată, matematic încă nu, dar pare echipă promovată, acum depinde și ce fac și etapa următoare. Vă mulțumesc! Iar pentru locul 3 și 4, toate, să zicem că Rapid au cam scăpat de griji, da? Pun niște ghilimele, că știți cum e în Giulești, nu se știe niciodată. Mulțumesc mult! La revedere!